După iarnă, tenul, părul și mâinile au nevoie de o îngrijire cât mai specială. Aș putea recomanda pentru ten emulsii, creme care conțin substanțe naturale, uleiuri pe bază de morcov, ulei de morcov, ulei de cătină, ulei de germen de grâu, uleiul de argan cu un puternic efect antirid și regenerant, uleiul de migdale, un emolient foarte bun pentru piele. Uleiul de ioioba este indicat în tratamentele pentru păr, dar vă ajută să vă hidratați și buzele, iar untul de cacao menține pH-ul pielii. Dacă părul este despicat și uscat, atunci și la acest capitol există remedii. Pentru păr avem măști cu un conținut bogat tot așa de substanțe naturale, germen de grâu, extract de nuc, extract de urzică. De ce sunt bune acestea? Deci hrănește părul și îi dă suplețe și elasticitate. Uleiurile naturale care se găsesc în farmacii pot fi ingrediente pentru masca perfectă. Miere de albine, gălbenuș de ou, ulei de măsline, ulei de ioioba. Aici urmează, deci, fiecare cam cum crede și ce crede că are nevoie pentru părul său. Pentru mâinile uscate, specialiștii ne recomandă uleiul de măsline, care menține elasticitatea pielii și este indicat de la bebeluși până la persoanele în vârstă.